cu blat de cacao și cremă de griș. Haideți să vedem ingredientele necesare. Într-un bol vom pune 4 ouă, puțină sare. Amestecăm foarte bine. Treptat adăugăm de asemenea și 200 de grame de zahăr. Vom mixa până își va dubla cantitatea. Adăugăm 300 de grame de făină. De grame de cacao, jumătate de plic de praf de copt, esență de vanilie, 100 de grame de unt topit, amestecăm foarte bine. Apoi îl vom pune într-o formă rotundă de 25 de cm. Vom lăsa la cuptor la 185 de grade timp de 30 de minute. Vom verifica. Apoi când blatul este răcit, vom lua o formă rotundă specială pentru a tăia blatul. Îl vom tăia în 3. Îl vom pune la loc și ne vom apuca de cremă. Într-o oală vom pune 250 de grame de zahăr, 50 de ml de apă de trandafiri, 1 litru de lapte, 250 de grame de griș. Punem totul la fiert și fierbem până se îngroașă. Punem crema într-un bol, o vom lăsa la răcit. Acum vom face un jeleu de portocale. Avem nevoie de 1 kg de portocale, 1 vom tăia coaja. Această metodă este mult mai ușoară pentru mine. O folosesc de foarte mult timp, sper că vă ajută și pe voi. Vom tăia segmente. Aveți nevoie de un cuțit foarte ascuțit. Stoarcem bine sucul rămas. Apoi vom pune portocalele într-o oală cu 150 de grame de zahăr, 100 de ml de apă. Vom fierbe foarte bine totul. Portocalele au fiert, le vom pune într-un blender, vom mixa 5-6 minute, apoi le vom strecura. Adăugăm 10 grame de gelatină pe care am hidratat-o în apă. Sucul trebuie să fie călduț, nu fierbinte. Îl vom pune într-o cană. Și îl lăsăm puțin deoparte. Între timp ne ocupăm de cremă. Avem nevoie de 250 de grame de unt la temperatura camerei. Îl vom mixa foarte bine. Apoi adăugăm crema treptat. Vom începe să montăm tortul.
Avem nevoie de un sirop clasic cu zahăr, apă și esență de rom. Punem câteva linguri peste blat. Vom pune crema. Înainte să punem crema, lăsăm 10 minute. Presăm foarte ușor. Acum vom pune un inel pentru a păstra stabilitatea și vom folosi folie acetată. Nivelăm foarte bine totul. Adăugăm al doilea blat. Vom pune între timp și geleul peste acel blat, lăsăm la frigider timp de 3 ore înainte de a pune crema. Apoi vom pune următorul strat de cremă. Și ultimul blat. Punem sirop, câteva linguri. Vom da jos inelul, folia acetată. Cam așa arată. Este un tort foarte simplu de făcut. Acum vom pune o cremă, vom acoperi. După ce am pus glazura, îl vom lăsa la frigider timp de 30 de minute înainte de a-l tăia. Acum este gata de servit. După cum vedeți, arată foarte bine, este foarte gustos. Sper că v-a plăcut. Dacă vă face plăcere, mă puteți urmări aici sau pe pagina mea. Vă mulțumesc pentru vizionare. Aștept comentariile voastre.